Bine ați venit! În clipul de astăzi vom rezolva împreună al treilea test de pregătire pentru examenul de evaluare națională. Haideți să începem cu subiectul întâi, exercițiul 1, opusul numărului rațional X este... Haideți să-l aducem pe X la o formă mai simplă și apoi vom vedea care este opusul său. Pentru asta vom efectua mai întâi operația de împărțire. Sunt mai multe modalități prin care puteți să obțineți rezultatul, una dintre ele ar fi să transformați în fracții ordinare. Spre exemplu, 0,4 este 4 pe 10, iar 0,2 este 2 pe 10. Și acum, fie faceți împărțirea directă, pentru că în acest caz e foarte simplu, fie dacă nu, transcrieți prima fracție, iar pe a doua o înmulțiți răsturnată. În loc de 2 pe 10, vom avea 10 pe 2. Și acum, partea mea preferată, simplificările. Putem să simplificăm 10 cu 10 prin 10 și rămânem cu 1. Apoi, 4 și 2 se împart ambele la 2, așa că rămânem cu 1 și cu 2. Și atunci vom avea 2 pe 1, ori 1 pe 1 și rezultatul este, când efectuăm înmulțirea sus, 2, iar jos avem 1 și 2 pe 1 este 2. În concluzie, x va fi 3 minus 2. Asta înseamnă că x este 1. 1 și opusul său, atenție, nu trebuie să spunem cât este x ci opusul lui x, iar opusul lui 1 este minus -1. Haideți să vedem cum putem efectua această împărțire printr-o modalitate mult, mult mai ușoară. Când împărțitorul este o fracție zecimală finită, trebuie să Facem o mică transformare astfel încât el să devină un număr natural. De aceea observăm că am putea să înmulțim cu 10 sau altfel spus să mutăm peste o zecimală virgula. Acea transformare trebuie să o efectuați și, -as și asupra împărțitorului, dar și asupra de împărțitului. Așa că dacă mutăm virgula peste o zecimală la 0,4 rămânem doar cu 4, iar în loc de 0,2 rămânem cu 2. Și observăm că, de fapt, acolo se ascunde 4 împărțirea 2, care va fi 2. Bineînțeles că această împărțire este foarte simplă în felul acesta. Însă știu că mulți elevi se încurcă la împărțiri cu fracții zecimale și preferă varianta de a transforma în fracții ordinare. Voi faceți cum credeți, cum e mai simplu. Mergem mai departe la 2. Dacă x supra 2 egal cu y supra 5 atunci rezultatul calculului 2023 minus 5x pe 2y este egal cu. Haideți să vedem ce putem să facem. Avem x pe 2 egal cu y pe 5. Întotdeauna într-o proporție. Ce facem oare? Păi aplicăm proprietatea fundamentală a proporțiilor. Care spune că produsul extremilor este egal cu produsul mezilor. În acest caz, sau pe scurt, înmulțim pe diagonală, așa că avem 5 ori x egal cu 2 ori y, adică 5x egal cu 2y. Și haideți să luăm relația: 2023 minus 5x pe 2y va fi egal cu 2023. Minus la numărător, spre exemplu, în locul lui 5x putem să înlocuim cu 2y, pentru că tocmai am aflat că 5x înseamnă 2y, așa că avem 2y pe 2y și cât este 2y pe 2y? Linia de fracție înseamnă operația de împărțire, așa că 2y împărțit la 2y, bineînțeles că este 1 și rezultatul va fi 2020 și 2. Haideți să mergem mai departe la 3. Câte numere se găsesc în șirul? 15, 20, 25, puncte, 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 2025. Haideți să vedem cum facem. Nu așa că acest exercițiu vă amintește de clasele mici, unde aveați cele sume, suma lui Gauss și tot felul de șiruri unde trebuia să aflați diferite lucruri. Dacă trebuie să aflați numărul termenilor dintr-un astfel de șir, avem următoarea formulă. Ultimul număr, minus primul număr din șir, împărțit la pas. Pas înseamnă cu cât cresc acele numere. Este practic acea rație constantă pe care o avem întotdeauna, pe care o adunăm sau o scădem după caz, plus 1 și atunci vom avea 2025. Numărul termenilor egal cu 2025, minus 15, împărțit la. Observăm că pasul este. 5 plus 1, întotdeauna avem acel plus 1 la final. Acum, dacă efectuăm această scădere, observăm că obținem 2010 împărțit la 5 plus 1, și acum, dacă facem împărțirea: 5 în 20 intră de 4 ori, îl coborâm pe 1, 5 în 1 de 0 ori, și 5 în 10 de 2 ori, așa că avem 402 plus 1 și vom rămâne cu 403 termen și răspunsul corect este punctul B. Haideți să vedem o altă modalitate prin care puteți să rezolvați. Dacă nu știți acea formulă, <coughs> observăm că toate se divid cu 5 și atunci 15 este 5 ori 3, apoi avem 5 ori 4, apoi avem 5 ori 5, puncte, puncte, puncte. Haideți să vedem pe 2025 cum îl putem scrie ca o înmulțire cu 5 și avem 5 în 20 se cuprinde de 4 ori. 5 în 2 se cuprinde de 0 ori. Și 5 în 25 de 5 ori. Asta înseamnă că ultimul număr 2025 poate fi scris ca 5 ori 405. Și haideți să urmărim cu atenție. Aveam 3, 4, 5 puncte puncte până la 405. Așa că observăm că lipsesc 1 și 2. Nu avem 5 ori 1 5 ori 2. În rest sunt toate numerele de la 5 ori 3 până la 5 ori 405. Dacă am fi avut toate aceste numere de la 1 la 405, am fi avut 405 termeni. Însă, nouă ne lipsesc 2 termeni, așa că rămânem cu 403 termeni. Haideți să mergem mai departe la 4. După o ieftinire cu 10%, un telefon costă 900 de lei prețul telefonului înainte de ieftinire a fost. Haideți să notăm cu X prețul inițial. Vă reamintesc că rezolvările le faceți pe ciornă, iar pe foaia de examen, de examen doar încercuiți răspunsul corect. <coughs> rezolvările practic pe care eu le fac aici, voi nu le tregeți pe foaia de examen, doar pe ciornă. Acum, dacă facem o ieftinire cu 10%, înseamnă că din prețul inițial X, noi trebuie să scădem procentul de 10%. Atenție, procentul de 10% se calculează din x, nu este acolo în aer, pur și simplu avem 10% din x și egal cu 900 de lei. Haideți să transformăm, vom avea x minus, 10% înseamnă 10 pe 100, iar pe x îl putem scrie ca x supra 1. Putem să simplificăm prin 10 și pe acesta îl scriem supra 1. Și acum avem 1 pe 10 ori x pe 1. Respectăm ordinea efectului operațiilor și vom calcula produsul acela. La numărător x ori 1 este x, iar la numitor 10 ori 1 va fi 10. Și acum am ajuns la o scădere și cea mai importantă regulă de la scădere, de la scăderea fracțiilor, care este oare? Știu că știți răspunsul? Este să avem același numitor. Așa că haideți să amplificăm cu 10 pentru a obține numitor egal. Și vom avea 10x pe 10 minus x pe 10 egal cu 900. Avem același numitor, așa că putem să efectuăm scăderea. Iar 10x minus un x înseamnă 9x egal cu 900. Și acum îl ducem pe 10 cu, sau haideți să-l scriem pe acest 900 ca fiind supra 1 și îl mulțim pe diagonală. Avem 9x ori 1 egal cu 900 ori 10. Asta înseamnă că 9x egal cu 9000. Împărțind la 9, obținem că x este egal cu 9. 9 intră o singură dată și avem 3 de 0 ceea ce înseamnă că prețul inițial a fost de 1000 de lei și răspunsul corect este punctul A. Haideți să mergem mai departe la 5. Rezultatul calculului 2 radical din 3 plus 4 pe lângă 4 minus 2 radical din 3 este. Nu e așa că seamănă cu o formulă de calcul? Haideți să vedem ce formulă avem dacă aveam produsul sumei cu diferența, adică o formulă de tipul A plus B pe lângă A minus B, rezultatul pe care îl obținem este A la 2 minus B la 2. Însă, atenție la ordinea numerelor pe care le aveți acolo. Dacă ne uităm în prima paranteză, avem 2 radicali din 3 plus 4, pe când în a doua paranteză avem 4 minus 2 radicali din 3. Iar în formulă, avem A plus B pe lângă A minus B, trebuie să fie aceeași ordine. Datorită proprietăților operației de adunare, adunarea fiind comutativă, în prima paranteză putem să scriem că avem 4 plus 2 radical din 3 și acum observăm că este exact ceea ce ne doream. Avem o formulă de tipul A plus B pe lângă A minus B, așa că aplicând relația de mai sus vom avea 4 la a doua minus 2 radical dintre 3, totul la a doua. Și acum 4 la a doua. Nu, nu e 8, e 4 ori 4 și va fi 16 minus 2 radical dintre 3, totul la a doua. Trebuie să îl ridicăm și pe 2, dar și pe radical din 3. 2 la a doua va fi 4, iar radical din 3 la a doua, fie vă gândiți că e radical din 9, adică 3, fie direct radicalul la a doua dispare și rămânem doar cu 3. Asta înseamnă că avem 16 minus 12 și răspunsul corect este 4, adică punctul C. Așadar, atenție să aveți formula de tipul A plus B pe lângă a minus B. Dacă nu și trebuie să le inversați locul, mergeți în paranteza cu adunarea, pentru că adunarea este o operație comutativă. Și am ajuns deja la 6. Numărul irațional radical din 3 este un număr irațional din intervalul deschis (1, 2). Afirmația este adevărată sau falsă? Haideți să vedem cum verificăm asta. Dacă am vrea să transformăm într o inegalitate, ar trebui să arătăm că radical din 3 se află între 1 și 2. însă pentru a demonstra trebuie să introducem totul sub radical. Pe 1 îl putem scrie, bineînțeles, ca radical din 1, pentru că radical din 1 este 1, iar pe 2 îl putem scrie ca radical din 4. Radical din 4 este egal cu 2. Și atunci se observă că radical din 3, într-adevăr, este între radical din 1 și radical din 4, ceea ce înseamnă că afirmația este adevărată și deja am terminat subiectul întâi. Sunt curioasă dacă vi s-a părut greu, dacă vi s-a părut ușor și dacă sunteți pregătiți să mergem mai departe la subiectul al doilea, unde ne așteaptă la prima problemă un hexagon regulat ABCDEF cu latura de 4 cm și ni se cere perimetrul său. Vă reamintesc că dacă acest hexagon este un hexagon regulat, înseamnă că toate laturile sale sunt congruente și atunci, dacă trebuie să aflăm perimetrul hexagonului, haideți să numărăm câte laturi vom avea. Una, 2, 3, 4, 5, 6. Așa că avem 6 ori lungimea unei laturi și vom avea 6 ori 4, adică 24 de centimetri. Mergem mai departe la 2. În figura alăturată, unghiurile BAD, BAC și CAD sunt unghiuri în jurul punctului A, astfel încât măsura unghiului BAD este de 100 de grade și măsura unghiului BAC este de 135 de grade. Trebuie să aflăm cât este măsura unghiului CAD. Sunt sigură că știți să rezolvați și că vă descurcați deja foarte bine astfel încât treceți rapid, rapid prin subiectul al doilea, haideți să ne amintim un lucru extrem de important. Ce știm despre suma măsurilor unghiurilor în jurul unui punct? Cât este oare? Este 360 de grade. Asta înseamnă că măsura unghiului BAD plus măsura unghiului BAC plus măsura unghiului CAD egal cu 360 de grade și haideți să înlocuim. Măsura lui BAD din enunț știm că este de 100 de grade, măsura lui BAC este de 135 de grade și măsura unghiului CAD din păcate sau din fericire este necunoscută. Așa că haideți să efectuăm acest calcul și vom avea 235 de grade plus măsura unghiului CAD egal cu 360 de grade. Îl mutăm pe 235 cu operația de scădere, bineînțeles, pentru că orice termen dintr-o adunare se află prin operația de scădere. Așa că măsura unghiului CAD va fi 360 minus 235 și haideți să vedem ce obținem. 360 minus 235 egal cu 0 minus 5 nu se poate, 10 minus 5 este 5. Și am rămas cu 5 din 6 pentru că am luat 1. Am luat o unitate. Apoi 5 minus 3 va fi 2 și apoi nu am făcut trecere peste ordine, nu am împrumutat nimic. Iar 3 minus 2 este 1. În concluzie, măsura unghiului CAD este de 125 de grade și rețineți că suma măsurilor unghiurilor în jurul unui punct este 360 de grade. Mergem mai departe la 3. Paralelogramul din figura alăturată reprezintă schița hărții unui parc, iar punctele A, B, C și D reprezintă obiectivele importante. Un turist parcurge traseul de la A la B, mergând astfel 500 de metri. Distanța dintre punctele B și C este cu 100 de metri mai mică decât distanța dintre a și B. Ce distanță va parcurge un turist care merge pe traseul A B C D și înapoi în punctul A? Haideți să aflăm mai întâi, în primul rând, noi știm că distanța dintre A și B este de 500 de metri. Asta înseamnă că lungimea segmentului AB este de 500 de metri. Putem să aflăm lungimea segmentului BC, pentru că știm că distanța dintre B și C este cu 100 de metri mai mică, așa că avem 500 de metri minus 100 de metri și obținem că distanța dintre punctele B și C este de 400 de metri. Având în vedere că avem un paralelogram, din proprietățile paralelogramului, noi știm că și de ce este de 500 de metri, dar și AD este de 400 de metri. Și acum dacă vrem să aflăm cât este lungimea traseului de la A la B, la C, la D și înapoi în punctul A, de fapt noi trebuie să calculăm perimetrul Acestui paralelogram și vom avea 2 lungime plus 2 lățime. Asta înseamnă că obținem 2 ori 500 plus 2 ori 400 și vom avea 1000 plus 800, adică 1800 de metri. Și răspunsul corect este punctul D. Mergem mai departe la problema 4. În figura alăturată este reprezentat cercul de centru O și rază 8 cm. Haideți să desenăm razele. Avem AO și BO și sunt ambele de 8. Iar coarda AB este situată la distanță de 4 radical din 3 cm față de centrul cercului. Aceasta este distanța de la O la AB și este de 4 radical din 2. Să notăm cu OX, spre exemplu. Lungimea arcului AB este. Înainte de a vedea lungimea acelui arc, haideți să vedem ce am mai putea afla în acest triunghi. Dacă noi știm că OA și OB sunt raze, înseamnă automat că ele sunt congruente, ambele având câte 8 cm. Așa că triunghiul acela OAB despre care vorbim este un triunghi isoscel. Și dacă noi notăm cu OX perpendiculara din O pe AB, din faptul că avem un triunghi isoscel, ne rezultă că X este la mijlocul lui AB. Și haideți să facem teorema lui Pitagora în triunghiul OAX, să aflăm cât este AX, după care vom vedea ce se mai întâmplă. Așa că, în triunghiul OAX, cu măsura unghiului X de 90 de grade, rezultă din teorema lui Pitagora că... O la a doua egal cu Ox la a doua plus AX la a doua, ceea ce înseamnă că 8 la a doua egal cu 4 radical din 2, totul la a doua plus OX la a doua, 8 la a doua este 64, egal cu 4 radical din 2 la a doua înseamnă 4 la a doua, adică 16, iar radical din 2 la a doua este simplu 2 plus OX la a doua. Și atunci 64 egal cu 32 plus x la a doua, ceea ce înseamnă că o x la a doua va fi 64 minus 32. Și atunci o x la a doua este 32, o x este lungimea unui segment, așa că este clar un număr pozitiv. Și vom avea că o x este radical în 32, haideți să-l descompunem, se să parte la 2, obținem 16 și 16 este 4 la a doua, așa că 4 acela ne este de sub radical și vom avea 4 radical din 2 cm. În cazul în care nu vă descurcați așa de bine cu numerele cu radical, cu calcule de felul acesta în general, vă rog să-mi spuneți în comentarii și vă trimit linkul către clipurile mele unde discutăm doar despre numere reale, operații cu numere reale și așa mai departe. Acum, haideți să șterg să fac puțin loc să vedem ce am aflat și cum putem continua rezolvarea. Noi știam că AX este 4 radical din 2 cm. Ce interesant! Sper că sunteți de acord cu mine. Și XB-ul are tot 4 radical din 2 cm. Asta înseamnă că AB-ul este 8 radical din 2 cm, dar OX-ul este 4 radical din 2 și atunci putem să deducem că Ox este jumătate din AB. Singurul triunghi în care mediana este jumătate din latura pe care cade este triunghiul dreptunghic. Așa că ne rezultă din reciproca teoremei medianei că triunghiul acela AOB este de fapt un triunghi dreptunghic cu AB ipotenuză, ceea ce înseamnă că măsura unghiului O este. De 90 de grade sau altfel spus, măsura unghiului AOB este de 90 de grade. Acesta de aici este unghiul drept. Și cum AOB este un unghi la centru, înseamnă de fapt că și măsura arcului AB este tot de 90 de grade. Și acum, haideți să aflăm lungimea arcului AB. Atenție, între măsura arcului și lungimea arcului. La lungimea arcului observăm că avem 90 de grade. Și noi știm că un cerc are 360 de grade. Dacă facem împărțirea 360, împărțirea 90 este 4. Practic, 90 de grade înseamnă un sfert dintr-un cerc. Iar pentru lungimea cercului, vă reamintesc că avem formula 2 ori raza ori pi. În acest caz, fiind vorba de un sfert de cerc. Vom avea 2 raza ori Pi, totul supra 4. Mai spun încă o dată, un cerc are măsura de 360 de grade, 90 de grade înseamnă un sfert dintr-un cerc. De asta împărțim la 4. Haideți să înlocuim raza, cred că era de 8, așa că avem 2 ori 8 ori Pi pe 4. Simplificăm 8 cu 4, ne rămâne 2 și atunci observăm că vom avea 2 ori 2, adică 4 Pi cm, și răspunsul corect este punctul A. Haideți să mergem mai departe la 5, dar pentru asta avem nevoie de spațiu. În figura alăturată, triunghiul echilateral BCE este în exteriorul pătratului ABCD. Măsura unghiului AEP este măsura acestui unghi micuț și drăguț de aici. Dacă ne uităm la triunghiul din care face parte la triunghiul ABE. Ce fel de triunghi oare este acesta? Având în vedere că noi avem un triunghi echilateral, care are o latură în comun cu pătratul, înseamnă de fapt că latura triunghiului echilateral este cât latura pătratului. Implicit AB va fi congruent cu BE, de aceea triunghiul ABE este un triunghi isoscel de bază. A, e. Și atunci, din proprietățile triunghiului isoscel, noi știm că măsura unghiului BAE va fi egală, sau unghiul BAE va fi congruent cu unghiul AEB. Așa că, haideți să vedem câte grade are unghiul ABE, ca apoi să facem diferența de la 180 de grade, împărțim la 2 și aflăm măsura unghiului cerut pentru măsura unghiului ABE, Observăm că acesta este un unghi sumă, măsura sa fiind egală cu măsura unghiului ABC plus măsura unghiului CBE. Măsura lui ABC este de 90 de grade pentru că suntem în pătrat, iar măsura lui CBE este de 60 de grade pentru că este unghiul din triunghiul echilateral. Așa că vom avea 150 de grade, și așa cum am spus, pentru măsura unghiului AEB, vom face diferența de la 180 de grade. 180 de grade minus 150 împărțit la 2, pentru că cele două unghiuri de la bază sunt congruente. Asta înseamnă că avem 30 împărțit la 2. În concluzie, măsura unghiului AEB este de 15 grade și răspunsul corect, bineînțeles, că este punctul B. Și am ajuns la 6. Vă vine să credeți că deja am ajuns la nota 7? în poate 20-30 de minute. Nu știu exact cât am filmat până acum. Haideți să mergem la 6, așa cum spuneam. Ana are două cutii de suc. Prima cutie are forma unei prisme patru latere regulate cu latura bazei de 8 cm și muchia laterală de 10 cm. A doua cutie are forma unei prisme triunghiulare regulate, cu latura bazei de 10 și muchia laterală de 16. Dintre cele două cutii, cea cu volumul mai mare este. Avem mai întâi o prismă 4 lateră. încerc să o schițez, dar nu insist foarte mult asupra desenului, pentru că noi trebuie să aflăm practic volumul. Trebuie să știm formula de la volum și apoi să comparăm cele două rezultate. Haideți să vedem. La prisma 4 lateră regulată, la bază avem un pătrat, la prisma triunghiulară regulată, o voi desena imediat, avem la bază un triunghi echilateral. Nu prea mai și mie bine acum. Voi nici nu trebuie să faceți neapărat desenul pe ciornă. Dacă puteți să faceți direct calculul, oricum nu se uită nimeni pe ciorna respectivă. Așa cum spuneam, trebuie să aflăm mai întâi volumele. Așa că volumul unei prisme este aria bazei ori înălțimea. În primul caz, la prisma 4 lateră, știm că latura bazei este de 8 și muchea laterală este de 10. Asta înseamnă, pe de o parte, că aria bazei, fiind un pătrat, va fi 8 la 2, adică 64, și atunci volumul 1, să notăm, va fi 64 ori înălțime, adică ori 10, și avem 640 de cm cubi, iar la prisma triunghiulară, la bază, avem 10 și muchia laterală este de 16. Așa că haideți să aflăm aria bazei. Formula pentru aria triunghiului echilateral este latura la a doua radical din 3 pe 4 și atunci avem 10 la a doua radical din 3 pe 4, ceea ce înseamnă 100 radical din 3 pe 4. Simplificăm și rămânem cu 25 radical din 3 și atunci volumul 2 va fi 25 radical din 3 ori 16. Haideți să facem înmulțirea să vedem ce obținem. 25 ori 16. Având în vedere că 16 este 4 ori 4 și 25, este, 25 ori 4 este 100, aș spune că 25 ori 16 este 400. Dar pentru că e posibil o parte dintre voi să nu mă credeți pe cuvânt, haideți să facem înmulțirea. 6 ori 5 este 30, 3 reținem, 6 ori 2 este 18, este 12, plus 3 va fi 15, apoi avem 5, încă un 2 și observăm că obținem chiar 400. Așa că centimetri cubi nu pătrați. Haideți să comparăm 640 de centimetri cubi cu 400 radical din 3 centimetri cubi. Evident, le vom împărți pe amândouă cât să ajungem la numere mai mici. Amândouă se împart la 8, Așa că aș spune să împărțim la 80, pentru că ambele se termină în 0, se duce un 0 de la, și din stânga și din dreapta, apoi împărțim la 8, 64 împărțit la 8 este 8, iar în dreapta 40 împărțit la 8 este 5. Așa că e mai simplu să-l comparăm pe 8 cu 5 radical din 3. Și acum haideți să introducem sub radical. Pe 8, când îl introducem sub radical, adică prin ridicare la a doua, avem radical din 64, iar în dreapta avem 5 la 2 ori 3, așa că radical din 64 de comparat cu 5 la 2 este 25 și 25 ori 3 este 75, așa că e clar că primul volum este mai mic decât al doilea. În concluzie, în a doua cutie vom avea mai mult suc, așa că haideți să mergem la subiectul al treilea. Dacă aici a fost vorba despre suc, mai departe nu cred că mai avem ceva asemănător. Schimbăm total tematica și mergem la probleme cu apartamente. Haideți să vedem ce avem. Într-un bloc sunt 18 apartamente cu două sau cu 3 camere, având în total 42 de camere. Pot fi în bloc 10 apartamente cu două camere. Justificați răspunsul. Haideți să vedem. Cum verificăm asta? Dacă ar fi 10 apartamente cu două camere, haideți să vedem câte ar trebui să fie cu 3 camere. Știm că în total sunt 18, așa că vom avea 18 minus 10, adică 8 apartamente cu 3 camere. Și haideți să vedem dacă relația pentru numărul de camere este verificată. Dacă avem 10 apartamente cu 2 camere, pentru a afla numărul de camere, vom face 10 ori 2, pentru că fiecare apartament are 2 camere plus la cele cu 3 camere vom avea 8 ori 3, pentru că din scăderea pe care am făcut-o am obținut că ar trebui să fie 8 apartamente și fiecare are câte 3 camere. Și atunci vom avea 20 plus 24 și obținem 44 de camere. Ceea ce este fals, pentru că 44 este mai mare decât 42, în concluzie, nu este posibil. Numărul apartamentelor cu două camere nu poate fi 10. Haideți să vedem acum cum facem rezolvarea. Vă propun să notăm cu A numărul apartamentelor cu două camere. E foarte important când rezolvați o astfel de problemă, la început, să spuneți ce notați. Nu plecați de la ideea că cel care corectează își dă seama de notațiile pe care le-ați făcut. Unul din pașii pe care trebuie să-i respectați este tocmai acesta, notarea datelor necunoscute. Pe trebuie să scrieți cine este a. Poate un elev va considera că A reprezintă numărul apartamentelor cu trei camere. Și atunci cel mai bine scriem la început și B număr apartamente cu trei camere în total știm că sunt 18 apartamente, așa că A plus B egal 18. Și acum să scriem relația pentru numărul de camere. A are două camere, așa că avem A ori 2, pentru că fiecare apartament ne dă câte două camere, plus 3B, pentru că noi am notat cu B numărul apartamentelor cu 3 camere, egal cu 42 și trebuie să îl aflăm pe B. Cel mai simplu înmulțim prima relație, spre exemplu, cu 3. Și atunci vom avea 3A plus 3B. Când înmulțim o astfel de egalitate, trebuie să înmulțiți peste tot. Iar în dreapta, haideți să vedem 18 ori 3. 8 ori 3 este 24, 3 ori 1 este 3 și cu 2 obținem 5. Și acum transcriem această relație. Când le scădem, observăm că 3A minus 2a vom avea, apoi 3b minus 3b se reduc, iar în dreapta avem 54 minus 42 și atunci 3a minus 2a este doar a, egal cu, haideți să facem scăderea, 54 minus 42, 4 minus 2 este 2, 5 minus 4 este 1, așa că avem 12 apartamente cu 3 camere. Haideți să vedem acum numărul apartamentelor cu 3 camere. Păstrăm prima relație, spre exemplu, și înlocuim și avem 12 plus B egal 18, de unde rezultă că B egal cu 18 minus 12, asta înseamnă că B-ul este 6. În concluzie sunt 12 apartamente cu două cu camere și 6 apartamente cu 3 camere. Haideți să vedem acum răspunsul problemei. Având în vedere că nouă ni se cere să determinăm numărul apartamentelor cu 3 camere, la răspuns, răspunsul corect se referă doar la apartamentele cu 3 camere. Așa că avem 6 apartamente cu 3 camere. Mergem mai departe la 2, unde avem o expresie foarte, foarte drăguță și haideți să vedem Mă aducem la o formă mai simplă, cum arătăm că le dă x pătrat plus 1 pe x pătrat. Să vedem ce putem să facem în prima paranteză, unde va fi destul de simplu, spun eu. Totul este la un astfel de exercițiu să, în primul rând și în cel mai important rând, să transcrieți cu atenție. De atât de multe ori elevii au obținut rezultate diferite pentru că nu au fost atenți și au transcris greșit, nici nu vă imaginați. Așa că, bine, și eu mai transcriu greșit uneori. Haideți să vedem cum rezolvăm. Având în vedere că în parantezi avem operație, operație de scădere, ar trebui fie să încercăm să descompunem numitorii, fie să aducem deodată la același numitor. Spre exemplu, dacă vom amplifica, numitorul comun se obține prin înmulțirea numitorilor pe care îi avem, așa că pe prima fracție o amplificăm cu 1 plus x pătrat, iar pe a doua cu 1 minus x pătrat, la fel și aici, x plus x pătrat, iar pe a doua cu x minus x pătrat. Haideți să vedem ce vom obține. Numitorul comun în prima paranteză este 1 pe x pătrat pe lângă 1 minus x pătrat pe lângă 1 plus x pătrat. Apoi vom avea 1 plus x pătrat ori 1 plus x pătrat, care înseamnă de fapt 1 plus x pătrat la a doua, pentru că este de tipul a ori a, minus același lucru și aici. Avem 1 minus x pătrat totul la a doua. Împărțit la, haideți să vedem în a doua paranteză, numitorul comun va fi x minus x pătrat pe lângă x plus x pătrat și apoi vom avea 1 plus x pe care l-am înmulțit cu x plus x pătrat minus 1 minus x pe care l-am înmulțit cu x minus x pătrat. Și atunci haideți să vedem ce vom obține vom avea 1 minus x. Bineînțeles, aici vom descompune, nu că vom obține ceva frumos, probabil câteva simplificări. Și acum când vrem să ridicăm la a doua, de fapt avem două variante. Una dintre ele ar fi să ridicăm la a doua cu a plus b totul la a doua. O altă variantă ar fi să profităm de faptul că avem o diferență de pătrate. Dacă vă uitați, sus avem o formulă de tipul a la a doua minus b la a doua, care știm că se transformă în a minus b, pe lângă A plus B, cu alte cuvinte, avem prima paranteză 1 plus X pătrat minus a doua paranteză, pe lângă prima paranteză plus a doua paranteză. Repet, nu este obligatoriu să faceți în felul acesta, însă mi se pare mie puțin mai interesant. Apoi, împărțit la sau putem să înmulțim de fapt deodată cu fracția răsturnată. Și acum, haideți să vedem. Factor comun, așa la o primă vedere, nu prea avem. Am putea să desfacem efectiv parantezele. Vom avea x ori 1 înseamnă x, 1 ori x la a doua înseamnă x la a doua. Mai departe, x ori x este x la a doua. Și x ori x va fi x la 3. Minus, și vom deschide o paranteză, 1 ori x este x, 1 ori x la 2 este x la a doua x ori x este x la a doua, minus cu minus va fi plus și x ori x este x la a treia. Haideți să vedem ce obținem. Vom avea e de x egal cu, desfacem parantezele și avem 1 plus x pătrat, minus 1, minus cu minus va fi plus x pătrat, iar în a doua paranteză avem 1 plus x pătrat, plusul acela nu schimbă semnele, și observăm că deja acesta se reduce, la fel și acesta. Acum, când mergem la numitor, observăm că în prima paranteză putem să descompunem. Avem aceeași formulă de tipul diferență de pătrate, a la a doua minus b la a doua, așa că se desface în a minus b pe lângă a plus b. Din păcate, în a doua paranteză nu mai avem formulă. Mergem la numărător. Spre exemplu, în prima paranteză observăm că avem factor comun x pe lângă, din x, dacă îl dăm factor comun pe x, rămânem cu 1. Iar din x pătrat, dacă îl luăm în factor comun pe x, rămânem doar cu x. Apoi, din acea paranteză, la fel, îl dăm un factor comun pe x și rămânem cu 1 plus x. Și acum, haideți să vedem la numitor ce vom avea. Avem x plus x pătrat plus x pătrat înseamnă 2 de x pătrat. Atenție, nu înseamnă x la patra. Vă păi imaginați că aveți câte un 1 în față și atunci un x pătrat plus încă un x pătrat înseamnă 2 de x pătrat plus x la a treia minus și avem o dată x, apoi în paranteză minus x pătrat minus x pătrat înseamnă minus 2x pătrat, dar cu minusul din față se transformă în plus 2x pătrat, apoi minus cu plus va fi minus x la puterea a treia. Și haideți să vedem cu ce mai rămânem și ce simplificări am putea să facem. Spre exemplu, 1 minus x se simplifică cu 1 minus x, 1 plus x cu 1 plus x, la numitor x la a treia se reduce cu x la a treia. x se reduce cu x și atunci haideți să vedem ce ne rămâne. Din prima paranteză avem x pătrat plus x pătrat, adică 2 de x pătrat, din a doua paranteză 1 plus 1 este 2, la numitor am rămas cu 1 plus x pătrat, apoi la numărător am rămas cu x pătrat, iar la numitor am rămas cu 2x la a doua plus 2x la a doua, care înseamnă de fapt 4 de x la a doua. Și haideți să vedem ce simplificări putem să facem. Priviți cum x la a doua se simplifică cu x la a doua, ne-ar rămâne 2 ori 2, adică 4, pe care îl simplificăm chiar cu 4. În concluzie, e de x va fi egal cu, la numărător am rămas doar cu x la a doua, iar la numitor 1 plus x pătrat, oricare ar fi x din R mai puțin minus 1, 0 și 1. Și haideți să vedem dacă este bine. Observăm că fix la rezultatul acesta trebuia să ajungem. Și acum punctul B. Demonstrați că 0 mai mare e egal decât de x, mai mic decât 1, pentru orice x din R, mai puțin minus 1, 0 și 1. Haideți să-l scriem din nou pe E de x. x la 2 doua supra 1 plus x pătrat. Și noi trebuie să arătăm că această fracție este cuprinsă între 0 și 1. Să vedem cum facem asta. Haideți să vedem de ce este o fracție pozitivă. De ce, de ce este o fracție mai mare egală decât 0, de ce este o fracție nenegativă. E clar că x pătrat este un număr mai mare egal decât 0, oricare ar fi x număr real. Nu doar pentru x din R mai puțin minus 1, 0, 1. Și asta înseamnă că 1 plus x pătrat va fi ceva strict mai mare decât 0. E ceva cu siguranță pozitiv. Și atunci, din astea, putem să spunem că fracția x pătrat supra 1 plus x pătrat este sigur mai mare, egală decât 0 așa că o parte a inegalității este deja demonstrată. Haideți să vedem acum de ce este mai mică decât 1, adică este o fracție subunitară, asta trebuie să fie întrebarea noastră. Și răspunsul este firește, da, pentru că x pătrat este mai mic decât 1 plus x pătrat, oricare ar fi x, ceea ce înseamnă că fracția x pătrat supra 1 plus x pătrat este mai mică decât 1. Notăm această relație cu 2. Din relațiile 1 și 2 ne rezultă că 0 mai mic egal decât x pătrat supra 1 plus x pătrat, mai mic decât 1, ori care ar fi x din R mai puțin minus 1, 0 și 1. În concluzie, e de x se află în intervalul indicat. Mergem mai departe la 3. Se consideră numerele A și B, arătați că A este întreg și apoi calculați media aritmetică a numerelor A și B. Haideți să începem cu A. Și, având în vedere că nu putem să facem nimic în prima paranteză, vă propun să desfacem, să facem o directă. Așa că avem 2 radical din 2 ori radical din 3 înseamnă radical din 6, apoi radical din 3 ori radical din 3 înseamnă radical din 9, adică 3. Mai departe, haideți să desfacem, minus 2 ori radical din 6, Apoi, atenție, avem minus ori plus care face minus și 2 ori 3 care face 6. Și atunci, A va fi 2 radicali în 6 plus 9 minus 2 radicali în 6 minus 6 se reduc și A este 9 minus 6, adică A este 3 și e un număr întreg. Ce simplu a fost. Haideți să mergem la BM unde trebuie să aducem evident pe B la o formă mai simplă și apoi să calculăm media aritmetică. La fel facem în mulțirea directă. Avem 3 radicali din 5 ori 3. 3 ori 3 este 9 și rămânem cu 9 radical din 5 minus 3-ul rămâne pe loc și radical din 5 ori radical din 2 este radical din 10. Mai departe desfacem și aici paranteza 3 ori 5 este 15 plus 3 radical din 10 și acel minus 9 radical din 5 de pe final. Priviți cum se reduc. Asta înseamnă că B-ul este 15. Și haideți să calculăm media aritmetică a numerilor A și B. Media aritmetică este A plus B pe 2, așa că avem 3 plus 15 pe 2. Media aritmetică va fi 18 pe 2 și obținem. 9 și haideți să mergem mai departe la problema 4. În figura alăturată este reprezentat triunghiul ABC. EF este mediatoarea segmentului AB, vedem imediat ce înseamnă, iar AE este o paralelă la BC. Punctul A. Demonstrați că BF și AE sunt congruente. Haideți să vedem cum am putea să facem asta. Dar, în primul rând, să ne lăurim cu acea mediatoare. Știm că EF este mediatoarea segmentului AB. Asta înseamnă, din definiție, că EF este perpendiculară pe AB și că mediatoarea aceea trece prin mijlocul segmentului AB. Așa că dacă noi notăm intersecția dintre EF și AB cu un punct O, ne rezultă de aici, din faptul că este mediatoare că O se află, atenție, la mijlocul lui AB, nu la mijlocul lui EF. Mediatoarea prin definiție este o dreaptă. Așa că ea se află la mijlocul segmentului AB, și atunci ne rezultă că AO congruent cu OB. Haideți să vedem cum am putea să demonstrăm că BF și AE sunt congruente. Cel mai simplu ar fi să facem o congruență de triunghiuri, dar pentru asta ne, lipse, ne lipsește un element. Observăm că avem unghiul drept, avem AO și OB congruente, ne-ar mai trebui un element. Așa că am putea să profităm de cele două paralele pe care le avem. AE este paralel cu BC, și să considerăm um, pe cine să considerăm. Haideți să luăm pe AB ca secantă, și atunci unghiurile astea sunt alterne interne. Unghiul EAO este altern intern cu unghiul OBF. Și, datorită faptului că cele două sunt paralele, ne rezultă că avem o pereche de unghiuri alterne, interne, congruente. EAO va fi congruent cu unghiul OBF. Așa că, haideți să facem congruența de triunghiuri și mergem rapid la punctul B. Comparăm triunghiul OAE cu triunghiul O și acum atenție! A este congruent cu B. Așa că vom avea. O, B, F. Haideți să scriem cele trei perechi de elemente. În primul rând avem unghiurile drepte. Unghiul E, O, A este congruent cu unghiul F, O, B și au 90 de grade. Mai departe știm că OB este congruent cu OA și apoi la, la să zic, la 5, nu știu de ce, și apoi la 3, Uh, știm, ce mai știm? Știm unghiul acelea, alterne interne. Unghiul EAO este congruent cu unghiul FBO, pentru că sunt alterne interne. Și atunci, fie folosim cazurile de congruență de la triunghiurile oarecare, însă dacă tot avem triunghiuri dreptunghice, haideți să ne folosim de cazurile respective. Unghiul drept nu mai luăm în considerare. Observăm că OA și OB sunt catete. Și apoi avem un unghi, așa că vom avea cazul catetă unghi. Și din acest caz ne rezultă că triunghiul OAE este congruent cu triunghiul OBF, iar din această congruență ne rezultă că AE va fi congruent cu BF. Haideți să mergem mai departe la B, unde ni se spune că AE este de 4 cm și trebuie să aflăm perimetrul patrulaterului. Haideți să-l desenez, îl să desenez cu mov. AE, B, F. Ce interesant! Oare ce este acest patrulater ca să-i putem afla perimetrul? Noi știm de la punctul A că AE este congruent cu BF. Dar oare cum este poziționat AE față de BF? Noi știm din ipoteză că AE este paralel cu BC. Dar știm că punctul F aparține laturii BC, asta înseamnă că AE este paralel și cu BF. Și cum AE este congruent cu BF, ne rezultă că patrulaterul format AEBF este un paralelogram. Dar e mai special de atât pentru că observăm că diagonalele sunt perpendiculare. AB este perpendicular pe EF și paralelogramul cu diagonale perpendiculare este de fapt un romb. Asta înseamnă că AEBF este un romb și atunci toate laturile sunt congruente, de aceea perimetrul lui AEBF va fi 4 ori lungimea laturii AE și avem 4 ori 4, adică 16 cm și mergem mai departe la 5. În exteriorul pătratului AB CF cu AB de 6 cm sunt construite triunghiurile echilaterale ABF și CDF, iar în interiorul său este construit triunghiul echilateral AGF. Determinați lungimea segmentului GM și apoi aria patrulaterului G, C, D și F. Haideți să vedem cum putem să facem. E clar că dacă avem ABCD un pătrat, cu latura de 6 cm și triunghiurile ABE, ABE, CDF și AGF sunt, sunt echilaterale. De fapt, și latura triunghiului echilateral este tot de 6 cm. Peste tot avem 6. Mai departe, haideți să vedem ce mai cunoaștem. Poate reușim să aflăm ceva unghiuri, pentru că e clar că pentru a-l afla pe GE vom lucra în acest triunghi. Dacă ne uităm la unghiul A de aici, stați așa, la unghiul GAE, Oare ce fel de unghi este? Observăm că este un unghi sumă, îl știm pe acesta care cu siguranță 60, pentru că este unghiul din triunghiul echilateral. Haideți să aflăm cât este măsura unghiului de aici și apoi să vedem cum reușim să-l scoatem pe GE într-un final. Așa că începem în triunghiul GAF, care este un triunghi echilateral, și atunci rezultă că măsura unghiului GAF este de 60 de grade dar cum măsura unghiului BAF din pătrat era de 90 de grade, aveam un unghi drept, ne rezultă de aici că măsura unghiului GAB este de 30 de grade. Și acum, haideți să aflăm măsura unghiului GAE, care este un unghi sum, așa cum spuneam. Măsura sa este formată din măsura unghiului GAB plus măsura unghiului BAE, și vom avea că măsura unghiului GAE este egală cu 30 de grade plus unghiul acela din triunghiul echilateral este de 60 și atunci obținem că măsura unghiului GAE este egală cu 90 de grade, așa că putem să facem teorema lui Pitagora în triunghiul AEG pentru a afla cât este lungimea segmentului GE și avem măsura unghiului A de 90, rezultă din teorema lui Pitagora că ag la pătrat plus a e la pătrat egal cu g e la pătrat. Și atunci, latura cred că era 6, 6 la 2 plus 6 la 2 egal cu g la 2. Vom obține 16 la a doua, 16 ori 2, 16 plus 16. Ceea ce înseamnă că g la 2 este 32. Și cum GE reprezintă lungimea unui segment, înseamnă că g este pozitiv rezultă că g este radical din 32. Haideți să-l descompunem. 32, de fapt, am putea să-l scriem, fie îl descompuneți normal, fie îl scriem ca 16 ori 2. Și atunci vom avea 4 radical din 2, pentru că radical din 16 este 4. Mergem mai departe la punctul B, unde ni se cere să aflăm cât este aria patrulaterului de aici. Am putea să-l scriem ca o sumă de două arii. Avem acest triunghi isoscel, triunghi echilateral și triunghiul de mai sus, care este un triunghi isoscel. Triunghiul acesta G, Așa că haideți să scriem relația. Aria patrulaterului G, va fi egală cu aria triunghiului G, plus aria triunghiului C, de F. Triunghiul C, de F era un triunghi echilateral, Asta înseamnă că aria sa va fi latura la a doua radical din 3 supra 4. Latura era de 4 sau de 6. Acum am dat seama, cred că mai sus am făcut o greșeală. Nu era 16. Era... Latura era de 6, nu era de 4. Refac imediat. Avem 36 plus 36. Asta înseamnă că GE la a doua este 72 sau 36 ori 2 și atunci GE va fi radical din 36 ori 2, GE este 6 radical din 2. Sunt curioasă cât dintre voi veți spune în comentarii că am notat greșit și veți sări partea aceasta unde corectez. Sper totuși că nu veți sări. Mergem mai departe acum să înlocuim, să aflăm aria triunghiului cât încă o dată, haideți să verific, latura era de 6. Nu mai încape îndoială. Așa că avem 6 la 2 este 36 radical din 3, pe, din 3, pe, 4. Simplificăm și obținem 9 radical din 3 cm pătrați. Mai departe, pentru aria lui Cdf, lui, am zis bine? Nu, n-am zis bine. Era Gdf. Haideți să vedem cum facem. Este un triunghi social. Am putea să trasăm înălțime, să încercăm să aflăm ceva pe acolo, sau am putea să folosim formula cu ajutorul sinusului, pentru că putem să aflăm foarte ușor cât este măsura unghiului f din acel triunghi și apoi să facem sinusul unghiului respectiv. Vă reamintesc că la arie, atunci când cunoașteți un unghi, și măsura asta este frumoasă, este 60, 45 sau 30, avem formula latura 1 ori latura 2 ori sinusul unghiului dintre cele două laturi totul supra 2. În acest caz, măsura unghiului QG este egală cu măsura unghiului QFA minus măsura unghiului GFA, așa că vom avea 90 de grade minus 60 de grade și obținem că măsura unghiului Cfg este de 30 de grade, ceea ce înseamnă că aria triunghiului Cfg va fi egală cu cele două laturi care formează unghiul sunt Gf și Cf, ori sinusul unghiului F totul pe 2, așa că vom avea 6 ori 6, ori sinus de 30 de grade este 1 pe 2, totul pe 2, simplificăm 6 cu 2 de aici și ne rămâne 3, încă un 6 cu 2 și ne rămâne 3, așa că vom avea 3 ori 3, adică 9 cm pătrați și în final aria 4 laterului, g, c, D, F, va fi 9 radical din 3 plus 9 cm pătrați. Îl putem da în factor comun pe 9 și rămânem cu 9 pe lângă radical din 3 plus 1 cm Pătrați. Cu siguranță sunt și alte metode prin care puteți să rezolvați, nu uitați să-mi spuneți în comentarii ce metodă ați folosit voi. Și în final problema 6, în figura alăturată este reprezentată piramida 4 patrulateră cu AB de 10, VA de 13, O centrul bazei, trebuie să-l aflăm pe VO și apoi trebuie să aflăm cosinusul unghiului dintre o, dintre o față laterală și planul bazei. Super aș putea să spun, atenție la punctul A. Eu am spus să ne enunț că O este centrul bazei, nu am spus că VO este înălțimea piramidei, însă într-adevăr așa este, dar că trebuie să menționăm asta. Dacă VABCD este o piramidă patrulateră regulată, într-o piramidă regulată înălțimea este determinată de vârf și de centrul bazei. Și atunci specificăm că O este centrul bazei, de aici ne rezultă că VO este înălțimea piramidei, așa că VO este o perpendiculară pe tot planul ABC. În acel plan se găsește AO, așa că am putea să spunem că VO este o perpendiculară pe AO, ceea ce duce la triunghiul VAO, care este un triunghi dreptunghic și în acest triunghi dreptunghic vom face teorema lui Pitagora. Acum, baza ABCD este un pătrat <coughs> cu latura de 10 cm în care AC este o diagonală. Asta înseamnă că AC va fi latura radical din 2, ceea ce înseamnă că AC este 10 radical din 2 cm și cum O era mijlocul diagonalei AC, pentru că O era centrul bazei, ne rezultă că AO este 5 radical din 2 cm. Așa că haideți să vedem teorema lui Pitagora. Vom avea că V la pătrat plus A la pătrat egal cu V la pătrat. Înlocuind vom avea V VO pătrat plus 5 radical din 2 totul la a doua egal cu 13 la a doua. Și obținem că V pătrat plus 5 radical din 2 la pătrat înseamnă 25 ori 2, adică 50. Egal cu 169. De unde ne rezultă că VO pătrat este 169 minus 50. Asta înseamnă că VO la pătrat va fi 119, cred. Și atunci VO este radical din 119. Să scriu aici. Întrebarea este dacă se descompune într-un fel sau altul. Nu se împarte la 3, nu se împarte la 2 care se împarte la 7. 7 intră în 11 odată, ne rămâne 11 minus 7 este 4, în 49 intră de 7 ori. Este 17 ori 7, așa că nu ne iese nimic de sub radical, în felul acesta rămâne. Nu arată prea drăguț, știu. Mergem mai departe să determinăm cosinusul unghiului dintre o față laterală și planul bazei. Spre exemplu, fața VBC să o colorezi. Și planul de jos ABC pe care îl voi face cu verde. Și haideți să vedem cum aflăm unghiul respectiv. Sunt trei pași simpli. Primul este să găsim dreapta de intersecție, adică muchia diedrului, apoi perpendiculare pe dreapta de intersecție. Dacă ne uităm, e clar că planul ABC intersectează planul VBC, în BC, asta înseamnă că avem nevoie de perpendiculare pe BC. Notăm această relație cu 1. În fața VBC putem să construim înălțimea, adică apotema piramidei, care ajunge la mijloc. Așa că considerăm punctul M fie M mijloc pentru BC. Cum triunghiul VBC este un triunghi isoscel, ne rezultă că VM este o și -o înălțime, adică este perpendiculara PBC cu VM care se află în planul VBC și aceasta va fi relația 2. Mai departe, dacă ne uităm la segmentul acesta OM, noi știm că O era la mijlocul lui AC. Și M era la mijlocul lui BC. Asta înseamnă că acel segment OM fiind determinat de două mijloace, este o linie mijlocie în triunghiul ABC și din proprietățile liniei mijlocii obținem că OM este o paralelă cu AB. Dar, totodată, noi știm că AB este o perpendiculară pe BC, ceea ce înseamnă că OM este, de fapt, perpendiculară pe BC. Bineînțeles, OM era și apotema bazei și atunci clar era o perpendiculară PBC pe cu OM care aparține, care este inclusă în planul ABC și notăm această relație cu 3. Și acum haideți să le mai scriem încă o dată. De fapt, haideți să scriem așa, din relațiile 1, 2, 3, ne rezultă că unghiul dintre fața laterală VBC și planul bazei ABC, devine unghiul dintre perpendicularele pe care le-am găsit. În planul VBC, perpendiculara pe care am folosit-o este VM, iar în planul de jos, perpendiculara pe care am folosit-o este OM, așa că cele două fiind concurente, vorbim despre unghiul VMO și trebuie să vedem cât este cosinusul acestui unghi. Haideți să vedem cum facem. E clar că vom lucra în triunghiul MOV sau MOV, pentru că este un triunghi dreptunghic, VO fiind o perpendiculară pe tot planul de jos și OM este inclusă în acel plan. Ne rezultă că VO este o perpendiculară pe MO, ceea ce înseamnă că în triunghiul VOM măsura unghiului O este de 90 de grade. Și atunci cosinusul unghiului VMO va fi egal cu, Cosinus este cateta alăturată pe ipotenuză. Cateta alăturată este OM. Ipotenuza este VM. Și haideți să-l aflăm pe OM. Știam că OM este linie mijlocie. Asta înseamnă că era AB pe 2. Așa că vom avea 10 pe 2 și obținem că OM este de 5 cm. Apoi pentru VM haideți să facem teorema lui Pitagora și să vedem ce obținem. În triunghiul VOM cu măsura unghiului O de 90 de grade. Rezultă din teorema lui Pitagora că VM la pătrat egal cu VO pătrat plus OM pătrat. Așa că VM la pătrat va fi VO, nu mai știu exact cât era, dar cred că era radical din 119, era 17 ori 7. 49, 4 reținem, 119, da? Radical din 119 la pătrat, plus 5 la a doua, așa că Vm pătrat va fi egal cu 119 plus 25 Vm pătrat este egal cu, avem 4, sper că am calculat bine, 4, 1 reținem 3 plus 1, 4, avem 144 și atunci ne rezultă că VM este radical din 144, adică 12, a ieșit prea frumos. În concluzie, cosinusul unghiului VMO va fi egal cu 5 supra 12. Sunt foarte curioasă cum vi s-a părut testul de astăzi. Nu uitați să-mi spuneți în comentarii și, în orice caz, sper că explicațiile mele au fost utile și vă aștept la un nou clip.